Și aș trece la domnul Sorin Dumitrașcu. Dacă se va întâmpla, domnule Dumitrașcu, dacă se va aproba acea cerere de suspendare a pedepsei timp de 3 luni, cunoașteți foarte bine sistemul, ce se va întâmpla? Gigi Becali va pleca astăzi pe ușa penitenciarului? Care sunt procedurile? Înainte de a vă răspunde în mod direct la această întrebare, aș vrea să abordez un aspect tehnic pentru câteva momente. Vă rog. Astăzi, din câte înțeleg, se judecă și cererea de contopire și cererea de întrerupere exact. A pedepsei. Tehnic vorbind, va fi imposibil ca un judecător să se pronunțe pe ambele mandate de executare, deci cel mai probabil, dacă se va întâmpla și e puțin probabil, având în vedere argumentele, Gigi Becali va primi întreruperea pedepsei dintr-un singur mandat de executare, în niciun caz din amândouă și în niciun caz din noul mandat contopit. Deci șansele sunt destul de puține, tehnic vorbind, să se întâmple astăzi ceva. Dar dacă s-ar întâmpla, atunci administrația penitenciară va primi mandatul de întrerupere, de punere în întreruperea pedepsei, după care va pune în libertate deținutul pentru această perioadă de 3 luni sau depinde cât va decide judecătorul. După acest moment va fi informată poliția din zona de reședință a deținutului care este pus în întreruperea de pedepsă, în cazul de față George Becali. Și la finalul celor 3 luni, George Becali sau oricare alt deținut pus în întrerupere are obligația de a se prezenta la penitenciar. Nu se prezentează. Cumva? Va fi monitorizat? Monitorizarea, e obligația de monitorizare, aparține poliției române, care este informată la data punerii în întrerupere a...